ferim. Domnule ministru, erau în jur de 160 de cadre care lucrau pentru SIPA și practic nu aveau un birou propriu-zis. Și-au desfășurat activitatea în penitenciare, nu doar în București, ci în toată țara. Cum sunt dosarele lor? Au fost întocmite? Nu știu, subsemnatul X a lucrat în perioada Y și a făcut atâtea note informative? Cum arată un astfel de dosar? Dacă eu vă spuneam că n-am intrat în arhivă, de unde pot ști cum arată un astfel de dosar? Câte persoane sunt pe lista celor care au intrat în arhivă? Da. Mâine veți vedea. Eu pot acum să vă spun înainte, dumneavoastră, dacă am anunțat că mâine le voi face publice? Sunt foști miniștri ai justiției? Mâine veți afla tot ceea ce vă interesează în legătură cu acest subiect. Mâine veți afla următorul pas pe care îl voi face potrivit legii și vă mulțumesc. Domnule ministru, da, desecretizarea se poate face prin ordin de ministru, hotărâre? Am răspuns la întrebare. Bine, stați-mă.